Ce zi ploioasă, oameni buni! Oh my god! Gata? E soare? Super! Am început episodul foarte bine. Cineva mi-a zis în episodul anterior, episodul 5, că există o problemă. Că am pus astea două oarecum una lângă alta. Adică nu e o mare problemă, dar ideea este că dacă le puneam puțin mai separat, avea range-ul mai mare fiecare, știți ce zic? Și avea dreptate la chestia asta, dar de acum, na, ce putem să facem? Putem să punem alta pe aici, pe undeva. Mă rog, na, am încercat și eu. Și acum văd că nu avem road până acolo, așa că hai să punem un road până acolo. Acum dacă mă gândesc că... A, și am uitat să vă spun, bine ați venit la episodul 7, oameni buni, îmi pare rău că... nu știu, încerc să fac niște intro-uri mai interesante. Bun, o secundă, hai să dăm cu viteza 2 și să ne uităm puțin la... ce este aici. Deci s-a făcut în sfârșit acest query. Query, nu? Nu, asta e mină. S-a făcut mina asta, ceea ce e superb. Și acum trebuie să punem oameni să facă treaba aici. Uitați puțin, la Stonecutter avem... nu, hai să lăsăm viteza 5. La Stonecutter avem 10 oameni. Să vedem... progresul lor este doar de 96. Asta nu-i foarte bine, ca să știți și voi. Chiar nu-i prea bine. Dar mă rog, hai să luăm câțiva oameni de acolo și să îi punem la minat, nu? Adică o să ne trebuiască și coal și chestii pentru trade-uri și vrăjeli de genul acesta. Așa că hai să scoatem momentan 3 oameni și să-i punem ca mineri, da? Bun, avem 3 oameni ca mineri. Bun. S-o aglomerat aici foarte frumos acest loc, s-a împădurit și arată superb, părerea mea. Îmi place prea tare cum arată. Nu cred că avem nevoie de unelte. Uneltele, ba da, cred că avem nevoie. În curând avem nevoie, că avem doar 18 unelte, dar mă rog. Lăsăm momentan chestia asta la o parte. Și s-o construi și casele. Mai trebuie să se construiască două case aici și este perfectos. Ce zice aici? The reserve of stone is low. Păi da, e cam low, pentru că orice aș face, acolo băieții mei iau chestia aia, iau piatră la greu, dar în același timp o duc unde trebuie, o duc la următoarea construcție. Asta înseamnă că, ia, de aici nu pot, de aici pot, ok. Aici nu am pus? Ba da, cred că am pus. Băieții duc tot timpul piatra la următoarea construcție care, practic, eu le cer în continuu să construiască chestii, așa că quarry-ul n-are timp să regenereze atâta piatră, din păcate. Mă rog, mă bucur, oameni buni, că vă place această serie. E ca, știu că nu sunteți foarte mulți, dar știu că ăștia care stați aici și voi dați, sunteți super tari și apreciați această serie. Și mă bucur foarte mult. Acum că am început și seria cu Binding of Isaac, mă întreb dacă sunt de aici oameni care se uită și la Binding of Isaac și la chestii genul. Adică vă place cam ce fac eu și asta este super. Mai voiam să pun un road aici, că mi se părea... perfect drumul acesta să punem încă un road. Eu zic să mai punem încă o... de asta, un well, o fântână. N-ar strica să mai punem încă o fântână. Hai să lăsăm viteza 2, că parcă se mișcă totul prea repede, dar oricum trebuie să miște totul prea repede în ultimul timp. Și uite, aparent am luat doar 2 iron până acum, ceea ce este ok. Eu mă bucur, fraților, chiar o dăm destul de bine, dar trebuie să ne gândim în viitorul apropiat. Care este următoarea noastră mișcare în acest joc? Știu că tot zic eu, băi, hai să facem de-astea case de piatră. Dar nu cred că este momentul. Cred că trebuie să mai așteptăm până la case de piatră, zic eu, momentan. Am putea să ne extindem aici, dar nu-mi place insula asta, chiar e puțin cam random pusă. Mai degrabă ne extindem în partea asta momentan. Și ce am zis eu că vreau să fac data trecută, dacă vă mai amintiți? Ia, vă mai amintiți? Normal că vă amintiți. Am vrut să fac... nu 10, 5. Am vrut să fac marketul. Pentru că, practic, oamenii o să vină aici. Ce bine e plasată. O să fie prea bine aici.
Pentru că toată lumea o să vină. Dacă intră perfect în asta și nu a intrat. Adică au intrat, dar nu prea. Mă rog, o lăsăm aici. Oamenii o să vină de aici și de aici o să-și iei unelte, haine, chestii de genul. Adică toate chestiile importante de care au ei nevoie o să vină acolo la market și oamenii o să știe unde să meargă, ceea ce e superbă. Trading post. Trading postul putem să-l punem aici, gen pe apă. Și nu arată rău, ar merge să-l punem și pe ăsta, dar nu cred că în episodul ăsta. În viitorul apropiat o să punem și trading postul, pentru că, na, trebuie să facem și noi un trade ceva. Și acum am putea să setăm prioritatea pentru această construcție frumoasă, un market extraordinar. Să vedem câte familii sunt, 18 familii ca ultima dată, cu toate că am avut 20 de familii episodul trecut și tare a fost ciudată chestia aia, părerea mea. Trebuie să ne bucurăm, oameni buni, că nu avem momentan niciun dezastru. Singurul dezastru care a fost pe această mapă a fost acea infecție de episodul trecut. Dar aparent a trecut peste destul de rapid și ne-a murit și un om aici strivit de o piatră, ceea ce e foarte nașpa, dar asta este, mai trebuie să moară oameni. Ok, oameni buni, let's see what we can do next. Bun, colpir trebuie să te extinzi, colpir trebuie să te extinzi, colpir trebuie să te gândești ce faci mai departe cu aici. Trebuie să facem un centru destul de frumos, adică să-l plănuim puțin cam cum stă treaba. Am zis că fac și un cimitir și chiar ar trebui să-l fac, dar nu știu unde să-l pun momentan. Ar fi interesant să pun cimitirul aici, dar ar fi prea mic. Eu zic că aici ar trebui să fie cimitirul, așa că vreau să dispară cam toți brazii și chestiile astea, să dispară în timp. Avem un laborer nou, să-l punem la stonecutter în continuare, nu, hai să-l punem la miner, să fie 4 mineri și 7 stonecutteri. Bun, acum oameni buni, hai să ne gândim. O școală, nu cred că e momentul, cu toate că ar fi ok, pentru că ar fi și ei mai productivi, oamenii ăștia. Un spital, din nou, nu cred că e momentul. Trebuie să facem cimitirul ăla, că nu se știe niciodată când mai mor oamenii. Barnul nostru, ia să vedem, o duce bine? Băi, 52% complet. Mai durează până să punem barnul, alt barn, gen. Momentan o lăsăm așa. Bun. Hai să vedem mai departe. Tunel nu cred că... Băi, un tunel ar fi fain să-l facem pe aici, gen, și aici să avem altă... Gen, mai multe case și vreo... Băi, dar chiar ar arăta fain un tunel pe aici. Super tare, bună idee asta, colpir, bravo. The reservoir stool. Avem prea puține tool-uri. Imediat punem aici un blacksmith, oameni buni. Pac! Avem un blacksmith și acum o să trebuiască să se ducă să dea frumos cu alea. Să facă el șmecherii pe acolo. Uitați puțin, avem de iron să moară Franța. Avem... În schimb, destul de mult stone și nu știu dacă... Hei, tu ce faci? Tu ce ești? Tu n-ai... Ok, am înțeles. Dacă nu au... de astea cum se cheamă... Unelte, o să le apară chestia aia la căpușor. Ceea ce e enervant. Și au apărut cam la 5 oameni chestia asta. Deci să se miște puțin mai repede acest blacksmith. Cred că o să lăsăm de acum să lucreze tot timpul. Pentru că, practic, aici o să-și distrugă foarte tare uneltele și nu are rost. Culpirania prinde contur, oameni buni. Avem puțină problemă cu uneltele, dar o să ne revenim imediat. Da, deci un tunel ar fi foarte fain pe partea asta, dar ce ziceam eu? Voiam să fac ceva, dar m-ați întrerupt voi cu uneltele voastre. Nu voi, oameni buni, care vă uitați la mine... Ăștia, sătenii mei. Practic avem aproape toate chestiile astea construite. Nu avem taverna. Cu toate că ar fi fain să o fac, dar momentan mai lăsăm chestia asta. Avem mina făcută, avem quarry-ul făcut. Și în rest chiar avem toate? Damn, we are good, man. Chiar suntem buni la jocul ăsta. Nu mă așteptam să o ducem așa de bine. Da, voiam să mă uit o secundă dacă... Stone, 62.
Hai, cât aduceți? 30, bun. Voiam să văd cam cât are nevoie, cât stone are nevoie, că vreau să dau un upgrade la o casă. Vreau să văd și eu cum arată o casă de piatră în acest joc, pentru că chiar nu știu cum arată și vreau să văd. Dar nu știu care casă. Una așa, gen mai old school, pe care o aveam de la început. The reserve of tools is low. Am înțeles, dar băiatul ăsta încearcă și el. Aparent nici el n-are unelte să lucreze. Ia o, ce dă aici. Bagă, uite, face ca teleghidatul, așa, bam. Oricum, au scăzut oamenii, sunt 3, erau înainte 7, deci e ok. Trebuie să ne gândim pe viitor să punem și mai multe ferme, pentru că ne extindem cu oameni, suntem 37 de oameni. Oameni și na, suntem din ce în ce mai mulți. Bun, hai să dăm upgrade la casa asta, pentru că uite, aici e casa clericului și na. Nu știu, să fie și el mai bogat. El e pana mea. E ăsta, cum se cheamă, frate? Popa, și Popa are mai mulți bani, nu? Deci cam un upgrade la chestia asta. Upgrade to a stone home. Stone homes provide more warmth than wooden homes. Some resources from the existing building will be reclaimed. Ok, hai să dăm. Gata, am dat upgrade. Sunt curios cum arată o casă de aia. Firewood is low. Dar aici lucrează cineva, nu? Da, lucrează. Deci e bine că lucrează oamenii. S-a făcut asta? Super tare. Încă nu s-a făcut. Acum se face. Ia să vedem. Cred că arată bombă. Sau blană bombă, cum vă place unora să spuneți. Ia să vedem. Avem un nou laborer și o să-l punem la stonecutter în continuare. Sunt curios cam ce mai putem noi să facem aici în locul ăsta. Văd că o dăm prost cu firewood-ul. Dar oricum a trecut, e late winter, deci e ok. Hai să dăm viteza puțin mai mică să ne uităm care este treaba. Deci aici practic o să vină oamenii și o să-și pună mâncare și chestii. Uite, deja au început. Herbs, loguri, chestii. Cine are nevoie de lemn vine și ia. Adică o să facem pe oameni să fie mult mai organizați aici, să înțeleg. Și acum trebuie să punem și un om să lucreze aici. Deci luăm pe ăla de la stonecutter pe care l-am pus anterior. Și cred că îl punem aici la vendor. Nu știu cum se pronunță, cred că vendor. Cred că așa se pronunță. Da, cred că aici o să trebuiască să lucreze el. Este doar unul momentan, cu toate că ar trebui să lucreze prin toate darabele astea. Singur el lucrează peste tot. Drăguț. Ce? Să mor tu. Stați o secundă. There are citizens without homes. Click here to select. Oh my god. Avem oameni care n-au casă. That's not good. Not good at all. Am putea să punem niște case pe aici momentan. Suntem pe stop? Nu suntem pe stop. Acum suntem pe stop. Vreau să mă gândesc cum facem. Niște case am zis că fac și împrejurul acestei... Vedeți voi? Nu cred că... Stați. Să facem niște case pe aici? Da, că în rest nu avem ce să facem altceva decât case. Așa că we gonna do some houses. Dar hai să le facem așa. Cred că ar arăta mai fain dacă le facem cu fața la chestia asta. Deci avem doi oameni care sunt homeless, dar nu o să mai fie pentru că o să urmeze 3 căsuțe aici. Da, oameni buni, deci după cum v-am zis, suntem din ce în ce mai mulți oameni și în curând nu mai au case săraci și trebuie să punem. Și câte case avem? Putem să numărăm? Ia să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 de case dacă le facem și pe alea 3. Damn! We are so many! Chiar suntem destul de mulți, ceea ce e super tare. Și casa asta... Băi, deci puteți să mă înjurați că sunt un prost. Sunt doi oameni fără casă, deoarece această casă i-am dat upgrade. Asta înseamnă că i-o dat afară ca să construiască casa. Și eu am făcut 3 case de ampulea.
Asta este. Pot să dau reclaim. Deci o să distrugă toată clădirea asta. Ok, am înțeles. I'm stupid. Yeah, I am. I'm sorry, man. Ok, dar nu contează, pentru că orice ar fi, tot aveam nevoie la un moment dat de această... de aceste case, așa că poate să stea acolo pentru ceva timp. Este ok, da? Deci nu-mi săriți în cap. Vă rog eu. I'm stupid. Câteodată. Câteodată fac mișcări bune, câteodată nu prea. Dar nu contează și punem aici, cred că așa, și putem să punem pe aici. Bun. Să înconjurăm și acest loc de răuduri, să se miște oamenii pe aici, să facă șmecherii, bum, 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 să se miște repede. Și acum, hai să dăm un upgrade mai rapid. Hopa. Ieși de aici. Așa. Storage remaining, alea. Bun. Eu zic că începe să prindă conturi, exact cum zic și comentariile mele la urmă, la episoadele astea. Colpirania prinde contur, super tare colpir. Mersi, oameni buni. Chiar mă chinui să iasă cât mai fain acest oraș. Colpirania. Bam, bam, bam. Bun. Ia să vedem dacă chiar... da, uite, chiar culege ceva iron. O ducem ok, cu toate că dacă am pune mai mulți oameni ar fi mai ok. Dar mă rog. Ar trebui să pun și pe aici. Da, bă, ce tot am zis eu de mult, cred că am zis chestia asta. Că trebuie să pun unul de ăsta. Incredibil. Încă nu au dat copacii aia care m-au enervat în nu știu care episod. M-au enervat niște copaci. Și aparent încă bulangii nu i-au dat. S-o țărani. Ok. O să lăsăm așa un road. Super tare, nu s-a pus. Lăsăm așa un road momentan. Pentru că vreau să încapă niște case aici. Bum. Și de aici vreau să pornească alt road. Care să ducă gen practic la locul crimei aici. Lăsăm momentan așa. Chiar road-ul ăsta cam cât costă? Dar nu costă nimic, pur și simplu îl fac. Eu credeam că costă ceva, gen costă niște piatră frumos să pună. Bine, că dacă îl facem de piatră, cred că... Uite, provides much faster travel for citizen. Citizen, așa, mă rog. Deci, practic, o să meargă mai repede băieții mei pe aici, ceea ce e super tare. Așa. Și aici am uitat să conectez chestia asta. Dar o conectăm acum. Pac. Gen să vină oamenii pe aici. Ba nu, trebuia să... Pot să scot chestia aia? Pot să o scot, nu? Nu construiți asta. Gata? Nu mai vreau să construiți asta. Vreau să construiți asta. Dar nu o să mă lese. Că gen aici e intrarea și voiam să fie gen... Ui, dar de ce atâta iron aici? Trebuie să vină oamenii și să-l ducă la locul lui. La fel și stone-ul. Tot așa mult stone este aici. Nu mai este aici. În sfârșit îl mută unde trebuie. Ok. Oameni buni. Voi vedeți că eu sunt chior? Probabil ați observat chestia asta. Noi o ducem prost cu mâncarea. Nu știu dacă vedeți, dar avem mâncare destul de proastă. Avem, înainte aveam câte 3000 aici și acum avem doar 1000. Ce înseamnă asta? Ei bine, cred că știți și voi ce înseamnă asta. Înseamnă că Colpir trebuie să se gândească cum să pună următoarele surse de mâncare. Unde am putea noi să mai facem o fermă frumoasă? Fermă nu vreau să fac aici, aici o să fie orașul gen. Aici avem 3 ferme. Putea să mai punem niște ferme, dar am zis că chestia asta o să fie cu pădurea și o să fie ok. Aici am putea să facem ferme, dar mi se pare că am prea departe de casă momentan. Ar fi ok să facem aici o fermă. O fermă de aia mare, industrială, știți? Cu toate că aici ar mai merge un curry și încă un curry. Ar fi fain să fie industria de curry aici. Da, este bună și o fermă aici, până la urmă. Da, este momentul. Numai că nu avem oameni momentan. Dar ne descurcăm imediat, pentru că vine summer-ul. Chiar este vară.
ceea ce e super tare. Și știți ce, nu avem ca fermă destul de importantă, nu avem o pasture de asta și chiar vreau să o pun acum să fie aici. Cam cât de largă poate să fie? Să mor tu că doar... Pe bune, eu am văzut că se putea să facă... Ok, o facem micuță cât ne lasă. 12, 13... Ah, ok... 20 pe 20. Bum! O facem aici. Să punem și răudurile. Trebuie să avem și o chestie de asta, o fermă de animale, că nu ne strică. Să punem așa. Da, punem așa, arată fine. Perfect. Și aici, de unde a venit? Ok, road-ul ăsta poate să vină... Așa, gen. Bun, gata. O să lucreze lumea aici să facă... Să sperăm că o să vină animale, nu știu. Noi trebuie să le luăm, nu știu exact cum vine chestia asta. Și mai lângă chestia asta va trebui să mai facem o fermă de haleală. Dar asta în episodul viitor, oameni buni. Am mai explicat chestia cu episoadele. Știu că îți de 20 de minute. 20 de minute eu zic că e destul de decent pentru un episod de genul acesta. Pentru că, după cum v-am zis, nu mulți oameni se uită la foarte mult. Așa că vreau să las, ok, 20 de minute eu zic că e perfect. Pentru că, oricum, episoadele astea vin destul de repede. Pentru că, nu știu, chiar vin destul de repede, zic eu. Acum nu știu ce ziceți și voi. Oricum, oameni buni, mulțumesc că m-ați urmărit, sper că v-a plăcut acest episod. Am făcut ceva progres, tura aceasta, am făcut marketul ăsta. Și uitați, oamenii chiar pun chestii aici. S-a făcut și această mină frumoasă. A, chiar s-a făcut și casa asta? A, nu, se construiește. Deci în episodul viitor vedem o casă de stone. Și urmează să facem și alte chestii. Și chestia asta, ferma de animale. Mulțumesc, oameni buni, că m-ați urmărit. Eu am fost Colpir. Nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut acest episod. Și ne vedem în următoarele episoade. La revedere!